Bună seara! E vremea mărturisirilor. După 7 ani în care tot timpul de Revelion am încercat cabane, party-uri, tot felul de combinații cu prieteni, plecat în străinătate, mahmureală, strica bani, poate prind la o fată, mi-am dat seama că soluția este o seară de jocuri. Așa arată o cameră de gamer adevărați, cu oameni care sunt pasionați de ce se întâmplă acolo, cu oameni care se antrenează, care își modelează degetele fiind pregătiți, cu lumini, pentru că suntem niște vedete până la urmă, ne face să ne simțim mai puternici, avem niște discursuri motivaționale. Let the beauty of what you love be what you do. Asta este foarte important în momentul în care te joci. Și pentru voi, aveți chiar și voi o șansă să câștigați un PlayStation 4, așa arată jocul ăla de Spider-Man, deci o șansă pentru un Revelion fericit. Stați până la finalul clipului. Avantajul unei seri de genul ăsta e că nu cheltui bani pe alcool, nu ai cu cine, aici nu se bea. Haideți să fac o demonstrație. No, băieții, bem ceva? Lucian? Ai cu mașina. Cătă? Bă, la meci. Andrei? Eu imediat intru. Nicio șansă. Nu m-a pe plată. Adevărații jucători au intrat deja în noul an. FIFA 2019 s-a lansat în septembrie, acum 3 luni. Imediat se schimbă din nou anul. Pentru ei tot timpul trece total altfel. Au alte repere. De exemplu, el a fost născut la Euro 96 și Andrei mai bătrân. Playerii care se respectă nu combină în club, combină chiar pe terenul de joc. Lucian aici de față are mai multe combinații decât Dan Bilzerian. Am remarcat acest X pătrățel pasă cu călcâiul, o braziliană. În schimb, Andrei, celălalt jucător, stă mai rău cu combinațiile. Are un telefon de vânzare pe net de 3 săptămâni. Nimic. Gamerii au înțeles că de sărbători trebuie să fii mai bun. Pentru că vorba aia din bătrâni, dacă te joci de mic, când ești mare, numai te joci. Orice e posibil, aici poți începe anul conducând ce mașină vrei tu. De exemplu, acest tânăr pe numele lui Lucian și-a ales să conducă un BMW, nu mă știu, cu culorile galben, auriu, ceva culoare în aia. Pur și simplu a deblocat niște credite la Gran Turismo și trăiește un Revelion magic. Singurele superstiții de care trebuie să ții cont la Revelionul acesta al gamerilor e echipamentele jucătorilor de la FIFA. E bine să ai ceva roșu ca să meargă bine tot anul, motiv pentru care toată lumea să bate să joace cu Barça. O să vorbim câteva secunde despre dieta gamerilor și aici este un specific interesant și fiecare dispută dintre ei are o miză imensă, câștigătorul ia o bucată de pizza, prezătorul mănâncă bătaie. Andrei, un băiat superb la 1,85 kg, tu cum te descurci la asemenea dispute? Păi ideea e că am fost gras. Da. Și am început să iau bătaie ca să slăbesc. Am înțeles. Și mi-a schimbat viața. Am înțeles. Bravo, Andrei! Hai să facem un mic exercițiu de imaginație. Să ne închipuim că în seara de Revelion mergem și închiriem o cabană. Normal că ne iasă vreo 300-400 lei de persoană, plus că trebuie să cumpărăm mâncare, băutură, să ne îmbrăcăm frumos că mergem la cabană, plus transport, e apropii de 1000 de lei. Și acum o alternativă, puteți să cumpărați un PlayStation 4 Slim la 1199 de lei și vă luați frumos niște jocuri. Spider-Man la 179 de lei, Gran Turismo la 89 de lei, sau Call of Duty la 190 de lei și dacă le adunați pe toate, nu vă apropiați de 2000 de lei. Plus că dacă vă adunați 4 prieteni, vă iasă sub 500 lei de persoană. Chestii cu care voi rămâneți după aia, nu fiți nebuni. Nu vă mai stresați cu ce să vă îmbrăcați de Revelion. Uitați aici la Lucian, cu un training comod, relaxat, să joacă Spider-Man. Gândiți-vă că ăsta Spider-Man e cu același haine de vreo 30 de ani de când o crea personajul. Bă, schimbă-ți haine și cu steaua, ce naiba? După cum puteți vedea, fiecare are o misiune aici. Mai puțin Max. Max nu are PlayStation și nu mai stă și se uită la copiii care au PlayStation. Max, și tu poți câștiga un PlayStation dacă te înscrii la concurs. Numai trebuie să comentezi la clipul acesta. Ok. Te bagi? Mă bag, nu. Dar oricum nu poți să te bagi, că dacă ești aici, ai prieten cu organizatorul. Nu poți. Nu. Concursul de care v-am povestit la început. Scrieți în comentarii ce ați adăuga ca să arate maxim acest party. Nu știu, ați pune draperie, ați adăuga animatoare, DJ, faceți nebunii. Cel mai creativ răspuns va câștiga din partea PlayStation un kit complet de petreceri. Și aici console, jocuri, pahare personalizate, tricouri, să simți că ești parte de aceeași echipă. Ești nebun, this could be your party. Înscrieți-vă până sâmbătă.